Domnul Spagoveanu? A? Dar unde m-ați adus? Unde mergem în costumele astea? Taci o leacă, n-ai zis că trebuie groapă pentru gunoi, domn deputat? Da, dar aici e casa omului, adică e o grădină, e o casă. Sigur sunt și oameni pe aici. Lasă, că n-o să mai fii, Ioan. Stai liniștit. Tine, dar nu putem, e centrul satului, unde aducem gunoiul chiar aici. Ți-ai zis, vrei groapă, da? Aici, crede-mă, e cel mai bine. N-o să mai locuiască nimeni, ai să vezi. Hai, ghidează-mă, ghidează-te după mine. Deschid poarta. Sandule! Ce faci? Băi! Vino încoace, că vreau să vorbesc ceva cu tine! Domn primar? Da, cine? Doamne, domn primar, dar te-o răpite extraterestri de ești îmbrăcat așa? Hai, ce prost ești, bețăvanii! Ei, ne-am îmbrăcat așa! Doamne, domn primar, dar ți-ai dat capul jos de extraterestru și acum ți-i văd cu capul tău! Tace, bețăvule! Ei! Noi ne-am echipat așa, uite, domnul epidemiolog, vecinul Cercel, da? Bună ziua! Poate-l recunoaște. Bună ziua! Ne-am îmbrăcat așa, ne-am echipat ca să venim să te anunțăm ceva nasol. Ah. E focar de infecție aici la tine în casă. Aoleu, domn primar, de virus? Păi da, dar de ce altceva? Normal că de virus. Da, abia ce-am scăpat de un virus și acum au venit altul? Da. Doamne, da. Domn primar, păi că s-a schimbat tulpina, nu știu ce mama dracului a făcut, s-a altoit-o, de-a devenit acum 2.0. Doamne, domn primar, dar noi să știți că eu n-am nimica. N-ai nimica? Eu sănătos, da. Te tate aici la tine în debara, ei? În debara? Nu. Păi, ia să te uiți. Bine. E groază ce la tine în debara, ei. Aoleu. E col, că e virus, e ceva... Ia asta-i, dar tu de unde știi, domn primar? Ei, știu, ei, că am băgat 5G-ul de ăla la primărie și te-am spionat, am văzut. 5G-ul, da, păi și eu cum din nou am domn primar? Ești un bețăv, ei. A, da. N-ai, cum să ai, tu ia ești de la asimptopatic. A. De-aia n-ai. Păi... Dar poți, riscul foarte mare e că tu poți să infectezi pe alții. Păi de asta de unde mai știi, domn primar? Tu prin 5G-ul, ei, cum? A. Deci aia e beleaua, că tu acum poți să te duci să-i îmbolnăvești pe alții. Ți-ți par că ești sănătos, dar... Nu mai sănătos n-ai cum să fii. Păi și ce de făcut? Am vorbit cu domnul epidemiolog. Ar fi o singură soluție acum. Să-ți dăm foc la casă. Aoleu, domn primar. Căci că virusul ăsta 2.0 moare numai la temperaturi de astea de peste 100 de grade. 2.0 la pătrat. Așa, 2.50 de ăla. 2.0, domn primar. 2.0, da. Păi deci, și... cam asta e. Păi și ce să fac, domn primar, în cazul ăsta? Băi, ție nu-ți mai dăm foc. Am vrut inițial, am luat în calcul și varianta asta, dar încă nu-i cazul. Tu du-te la părintele și zi să te tratezi dânsul. Aha. Zi că pentru 2.7, că deja de când vorbim noi aici și nu mai făcut virusul ăsta rădăcinare din tulpinizare și o mai făcut un upgrade. Atunci, domn primar, uitați cheile de la casă. Dar ce-mi trebuie cheile? Păi să închideți ușa, domn primar, când dați foc. Așa, da, să nu iasă focul, nu? Da, domn primar. Hai. La revedere. Sănătate, Sandule. Doamne ajută, că-ți trebuie sănătate. Hai. Ai grijă. Domn primar? Ne. Așa sunt toți consătenii dumneavoastră? Cum adică? Așa, asimptopatici, ăștia. Ei, sunt inteligență, domn deputat, dar n-au simptome. Aia e problema. Dar e bine să fie așa. Da? Păi dacă erau deștepți, mai eram eu primar? Sau eu deputat? Exact. Sau ăia din mai sus, dacă era o țară de oameni deștepți, informați, școliți, mai făceau ei tunurile și jmenurile pe care le fac? Nu. Azi că e mai bine să fie așa. Și n-o să ne meargă treaba înainte. Hai! Adu transportele, să dăm foc la gunoi. Hai să sunăm pe băieți. Hai cu Doamne ajută. Doamne ajută. Dar nu te mișcă, n-am avut nicio treabă cu femeia aia. Că tu ai fost și ne-ai pus doar faianța, nu? Da, vă, am pus doar faianța. Și altceva ai, nu i-ai mai pus? Ba da, vai, am pus și altceva. A, deci e adevărat, nesâmțutule, e adevărat? Vai, am pus parchetul, fașa, unde ta pereți, atâta! Ce are aia? Și nu am eu, a? Că n-am făcut nicio treabă cu femeia aia. Cum adică ai nicio treabă? Eu îi zic, voi v-ați vorbit să mă luați pe mine de proastă, de proastă mă luați. Dar
înțelegi și că nu am fost eu, crede-mă, nu mă crezi tu pe mine. Nu, Cornelia, nu te cred, pentru că toți bărbații sunteți la fel. Nu înțeleg, cum puteți amândoi să mă înșelați cu aceeași femeie? Dar poate e unul eu. Demonstrează-mi. Vreau să-ți demonstrez dacă eu sunt legat aici. O să mergem toți trei, și tu, și Ion, la spital. Și o să vedem atunci cu-i copilul. Până atunci, și dacă aflu că e unul dintre voi, îi vă ia mama dracului, că v-ați mințit pe mine. Ai auzit-o, Ioane? Famarie, dar cu cine vorbești acolo? Cu moartea! Asta, măi, mitică, măi. Părinte, eu le-am câștigat la un concurs. Da. Prost vii, noroc să ai, părinte. Da, și mitică, eu sunt așa de fericită. Am frișit pierdea asta de la Samus. Doamne, de când l-am așteptat. Doamne, de când, meu părinte. Fii mea, meu. Și de cine ați chemat? Adică să vă lăudați sau ce? A, nu, părinte, nu vreau să mă laud. Vreau să le sfințești o leac înainte să le bag în priză. Hai, dascăle, să-i dăm cu crucea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește și sfințește, Doamne! De, Doamne! Aceste tăbli se reziste până se defectează, acum și în pururea și în vecii vecilor, amin. De, Doamne! Mitică, 100 de lei, măi. Și 100 de lei, părinte. Ai dat o leacă cu mopul ăla așa, o leacă, ai zis două, trei cuvinte, nu le-am înțeles, vreau 100 de lei. Nu, nu. Măi, mitică, măi, dar astea sunt aparate de ultimă generație, măi, de asta așa scump, măi, sfințirea. A, o fi, părinte, de ultima generație, dar 100 de lei mi se pare prea mult. Măi, mitică, dacă aparatele scumpe și sfințirea e scumpă, n-ai cum să faci altfel. Măi, mitică, tu încetează-i. Ține de aici, părinte, banii. Măi, eu i-am chemat, eu îi plătesc, nu ți mai băgat un sam atâta. Aurica? Da. Să aveți o leacă grijă cu aparatele astea, că astea de alea cu wire-le les. Le-ai les? Cum adică? Adică e ceva de ultimă generație. Astea se iau și se leagă așa toate între ele și trebuie wifi, trebuie wireless. Trebuie să aveți de asta în casă, să vă puniți. Bună, dascăle, și eu de unde mă duc să-l cumpăr? Avem aici în alimentar la noi, îl cumpăr la kilogram, că nu te înțeleg. Nu, ei, Petrica lui Chipirdel s-a angajat acum la o firmă de asta nouă. A? Și bagă la oameni în casă cu de astea wifi, bluetooth. Mm-hmm. Ai. Las. Deci știe el. Da, da. Hai, dascăle, să mergem că noi avem treabă, măi. Sigur. Hai. Noroc. Mulțumesc frumos, dascăle. Stai, dascăle, leacă. Dar ăla e a meu și vrei să faci cu el. Mitică, le iau ca să-i pun niște apă sfințită și o să iasă hainele ei curate și de calitate. Ah, deci... Noroc. Bă, dar mi-l dai și mie când așa. Da, mitică, dar nu e a tău. E a meu. E a meu, fă. Adică, e a tău că tu o să dai. Mitică, ce ne faci mai acum? Avem aparatură de ultimă generație, dar n-avem de la de-o zis dascălu. O să râdă satul din noi că n-avem așa ceva și nu o să ne putem bucura de astea. Stai, fă liniștită, că o să avem și din ăla. Las că mă ocup eu. Vorbesc eu cu Petrica lui Chipirdea. Prijitire! Pe părinte, unde ai mai văzut, ei? Să dai foc la gunoaie și să faci banii. Ei, domn primar, domnul de sus l-a adus aici pentru noi, Doamne, ajută! E, domnul de sus, e, domnul deputat l-a adus, e, ce treabă are domn de sus, e? Că are, asta domnul dracul l-a trimis, necuratul l-a trimis pe ăsta. Că el s-o ocupă cu corupția, cu mangleala, cu șpârla, cu ce facem noi aici. Eu domnul de sus și mă, băi, are obsesie părintele ăsta, ceva din spate. Ei, omul domnului. De aia. Da,
dă-mi primar, de ce o trebuie să aducem toate gunoaiele astea, toate hainele aici la Sandu? N-avea mai un să li, trebuia să li dăm foc undeva mai palmatei, mai feriți, nu vadă lumea, știi? Și am ales aici la Sandu, că aici s-au putut și, na, într-adevăr, e mai mic, trebuie să dăm foc așa mai pe rând. Da, ducem câte puțin, câte puțin, câte puțin, până terminăm. Hai, duci, mai adus, mai punem pe foc. Da, da, da. Pui-ți dascăle. Hai, ziua bun, străit. Salut, Viorele, ce faci? Da, eram prin treșterie și am văzut un fum negru așa și mă gândeam, ce se întâmplă la Sandu? Când m-am văzut, popa, prima. Vin turci, de aia. Bă, uite și bubuie. Păi da, că bubuie, artileria. Dar deși dai tu foc în grădină la Sandu? Dezinfectez, ei, dezinfectez, că tu numai probleme avem pe cap, tu nu vezi? Și numai belele avem. Dezinfectează-i, că a fost un de ăsta, o invaz de țânțar, nu știu cum, dracu. Și aici la Sandu și-a făcut cuib central, nu știu cum, măsa pe gheață. Trebuie să dau foc ca să scăp de el. Las-mă cu țânțarii tăi, ne-am ațamit de ce am venit. Eu am venit cu o treabă. Ha. Am văzut acum câteva minute, eu trecut un tir pe aici, pe la noi. Ieșea la mare, lung, lung, lung. Știi și cu el? Da, domnule, un tir de la, aveți cabină roșu. Iar bubuia asta. Da, că e efect special. Da. Zici și cu tirul și ala, știi? Da, băi, știu ce tir, da. O făcut șoferul, e, nu știu cum, dracu, a făcut stânga pe autostradă la ieșirea pe centură și a ajuns aici la noi în sat. Iar arătă ce săracu, nici nu știa românești, vai de capul. Și autostradă? Unde am avut noi autostradă și centură la noi în sat, domn primar? Nu la noi, prostule, în Ungaria au făcut stânga și au venit aici, nu știu cum, măsa pe gheață. L-am redirecționat eu, l-am pus să ducă pe acolo, prin deal, prin drumul ăla de la Fănic, că ăla e bun. Dacă și drumul și al de la Fănică e bun. Băi, Viorele, nu mai mânca cachii, că ala dacă nu plouă chiar e drum bun. Lasă. Așa e cum zici, netale, da. Măi, Viorele, unde te duci, măi? Lasă, măi! Părinte, că s-aruncă în foc, mai scăpăm de un gunoi. Ce faci, Viorele, cu rahatul ăsta? Păi, domn primar, da, dumneavoastră dați foc la haine originale, domnule. Cum adică e originale? Păi, domn primar, aia este la mine în Italia, să vând 100 de euro bucata, tu-ți dai seama? Du-te, tu vorbești serios? Păi, este haine de Occident, domnule, uite, ești firm, original. Tăi, băiatule, tu nu știi și... Dascăle! Bă, nu mai aduci niciun gunoi, nu mai adu nimic! Vino, stinge focul, nu mai pune nimic pe foc, stinge focul, stinge-l! Am o idee genială, părinte! Bravo, domn primar, bravo, bravo! Vieni, Dascăle! Dai! Vieni, Dascăle! Bravo, bravo! I-am dat! Vezi că mai.